Bună ziua și bine v-am regăsit! Ascultați Vocea Armatei, postul de radio online al Trustului de Presă al Ministerului Apărării Naționale. Suntem live pe pagina noastră de Facebook Vocea Armatei. De asemenea, ne puteți asculta accesând vocearmatei.presamil.ro. Sunt Gabriela Ivan și vă prezint știrile de la ora 13. Timișoara marchează începând de astăzi 29 de ani de la Revoluția Română. Manifestările debutează în această după-amiază la Filarmonica Banatul cu expoziție de artă plastică, o prezentare de carte și lansarea concursului cele mai ilustrative opere plastice ale Revoluției Române. Mâine seară în Piața Maria, timișorenii sunt așteptați la Marșul Libertății și la o discuție despre primele mișcări de protest care aveau să ducă la declanșarea Revoluției. Duminică este programată tradiționala ședință festivă a Consiliului Local dedicată comemorării eroilor martiri, după care, sub genericul Remember 89, vor fi activități educative pentru tineri, urmate de un spectacol aniversar. Luni va fi zi de doliu în memoria eroilor martiri, iar manifestările vor culmina joi, 20 decembrie, cu sărbătorirea zilei în care Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Prezent la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, președintele Klaus Iohannis a discutat cu mai mulți lideri europeni despre preluarea președinției Consiliului de către țara noastră la 1 ianuarie 2019, informează administrația prezidențială. La întâlnirea cu președintele Consiliului European și cu premierul Finlandei, Klaus Iohannis a declarat că România așteaptă cu nerăbdare să aibă o colaborare de succes cu partenerii europeni. Șeful statului a avut și o întrevedere cu Angela Merkel. Cancelarul l-a asigurat că Germania va oferi României o deplină susținere în perioada exercitării președinției rotative. Cei doi lideri și-au exprimat dorința ca procesul de retragere a Marii Britanii din Uniune să se încheie într-o manieră ordonată. Președintele Iohannis a discutat și cu Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, despre vizita pe care oficialul urmează să o efectueze în România pe 21 decembrie, dar și despre prioritățile președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Surse diplomatice de la Bruxelles, preluate de Radori, informează că problema Kosovo a fost ridicată în cadrul Consiliului European de președintele Ciprului, Nikos Anastasiades, care, adresându-se liderilor Uniunii Europene, a explicat că a luat această inițiativă după recenta vizită la Nicosia a președintelui Serbiei, Alexander Vučić. Președintele Ciprului a discutat și cu șeful diplomației europene, Federica Mogherini, despre problemele dialogului Belgrad-Priștina, taxele vamale impuse mărfurilor sârbești care blochează dialogul și decizia de transformare a forței kosovare de securitate în armată Kosovo, despre care s-a apreciat că nu este binevenită. Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat ieri o rezoluție pentru a sprijini restituirea bunurilor culturale către țările lor de origine, solicitând statelor membre să creeze bănci de date cu informații despre patrimoniile lor și să coopereze mai bine în lupta împotriva traficului cu astfel de bunuri, informează France Press, citat de Rador. Intitulată Returnarea sau restituirea bunurilor culturale în țările lor de origine, rezoluția a fost adoptată prin consens fără vot de către cele 193 de țări care alcătuiesc ONU. Forțele conduse de curzi, susținute de raidurile aeriene ale coaliției conduse de Statele Unite ale Americii, au reușit să scoată luptătorii statului islamic din ultimul lor bastion din Siria. Observatorul sirian pentru drepturile omului, care are baza în Marea Britanie, a afirmat că așezarea Hajin a fost capturată după o săptămână de lupte intense. Hajin, aflată în provincia estică de Deir ez-Zor, este, aparent, ultimul teritoriu aflat sub controlul statului islamic din Siria. Și traficul rutier restricționat în capitală începând de astăzi și până duminică între orele 17 și 23 și 30 de minute cu ocazia târgului de Crăciun. Vor fi restricții de circulație pe Bulevardul Unirii, perimetrul cuprins între Bulevardul I.C. Brătianu și Piața Constituției, inclusiv cele două bretele adiacente acesteia. Gradual, în cazul în care va fi un aflux mare de spectatori, se va restricționa traficul rutier și pe Bulevardul Libertății, segmentul de drum cuprins între Calea 13 Septembrie și Bulevardul Națiunile Unite, fără a obtura intrările principale în Palatul Parlamentului, se arată într-un comunicat transmis de Brigada Rutieră București. Din rațiuni de securitate se vor amplasa trei treceri pentru pietoni temporare în perioada 30 noiembrie și 1 ianuarie 2019 în zona Pieței Constituției, două treceri pe breteaua care accede către aceasta dinspre Calea 13 Septembrie în zona Ministerului Mediului, iar cealaltă pe breteaua dinspre
spre Bulevardul Unirii, latura aferentă Ministerului de Finanțe. Brigada rutieră recomandă conducătorilor auto să evite deplasarea în zonă în perioada menționată, să respecte semnalele agenților de poliție rutieră și semnificația indicatoarelor montate temporar în zonă. Acestea au fost ultimele știri ale zilei. Sunt Gabriela Ivan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți la Vocea Armatei!